Ecco, bigiotteria. Ecco, questo è superbo. Castello della Fontainebleau. Dai, este foarte frumos, nu putem să ne apropiem, că este un râu aici care înconjoară și ar trebui să-l trecem în not de aici. Oricum se vede. Acum intrăm în o poartă laterală la domeniului de la Fontainebleau, le Château de Fontainebleau. Aproape de intrarea în castel, statuice străduiesc această masivă intrare în castelul de la Fontainebleau. Este înconjurat de râuri, de canale uriașe, probabil pentru apărare. Aici a stat și regele Franței în perioada respectivă. Și vom intra. Nu am voie? Serios? Da, aici vom intra. Deci pe ăsta mic aici. Alu? Pat pe ăsta de... Pavilion de Sully. Cred că aici stăteau servitorii. Ceva imens. Ceva construit în anul acela, are 500 de ani. Ne-am apropiat mai mult de partea asta de castel. Domeniul este imens. Este imens. Este întunecat un pic. A fost cam 1500 și ceva construit, 1530, 1540. Și are vreo 1500 de camere.
a fost și spital înainte, din ce am învățat la istorie. Da, cam asta este. De la Fontana. Străjerii de la intrarea palat. Uite o poză. Mari. Și asta este partea din fața Palatului Fontainebleau. E ceva mirific. Nu mai intrăm că nu e timp. Este seară. Noi suntem pe fugă. Deci de aici ar fi de vizitat. Vedeți fugul de sus? Înseamnă da, am intrat în curte. Este... N-am cuvinte. Ce să zic? Nu am cuvinte. Să tai respirația. Este târziu, aș mai sta să mai filmez. Am prins și clopotul. Este ora 7. După cum vedeți. Este ceva, are 1500 de camere, deci a fost construit între anii 1528-1540. Deci are 500 de ani.